Bun găsit, dragi telespectatori, vă spunem din nou bine ați venit la Vox Fidei, Vocea Credinței. Ca și în emisiunile trecute, am alternat între oamenii credinței din trecut și oameni actuali. Astăzi, invitatul nostru este domnul Daniel Stanger. Vă spunem bun venit. Dânsul este pastor. De fapt, ați lucrat ca și pastor pentru 12 ani în București. Acum locuiți în Israel. Sunteți pastor sau rabin mesianic acolo. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Sunteți căsătorit? Da. Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit. Și sper ca ceea ce prezint acum să fie de bun augur și ascultătorii noștri și telespectatorii noștri să vadă în asta o experiență binecuvântată. Într-adevăr, am locuit în București până la vârsta de 40 de ani, unde am fost păstor. 12 ani am fost păstor în câteva biserici, unde l-am slujit pe Dumnezeu, după care am hotărât să emigrăm în Israel, pentru că familia mea este din Israel, sunt evrei și am hotărât să emigrăm în Israel. Iată că din 2007 locuim în Israel. Sunteți căsătorit? Aveți copii? Da, sunt căsătorit, într-adevăr, sunt căsătorit cu o soție foarte frumoasă și am două fete. Una dintre fetele mele are 20 de ani, iar cealaltă are 18 ani. Cum ați ajuns să luați decizia aceasta să vă mutați din România în Israel? A fost un act al credinței? Într-adevăr a fost un act al credinței, dar și a fost o decizie foarte grea. Prima dată când am fost în Israel, în 1990, am fost să-mi vizitez rudele. Tatăl meu locuia în Nazaret, el a emigrat foarte de mult, eu aveam numai 11 ani când el a emigrat în Israel și am avut o dorință tot timpul să îl revăd, să merg acolo și să văd și eu locurile sfinte. Și în 1990 a fost prima dată după Revoluție când am reușit să merg să-l vizitez pe tata. În momentul când am ajuns în localitatea unde și astăzi locuiesc în Israel și unde el locuia, am fost uimit să văd câți români locuiau acolo. Era un orășel înființat de către români și este un orășel înființat de către români și la vremea respectivă, în 1990, aproximativ 40% din populația orașului erau vorbitori de limbă română. Țin minte că am fost cu fratele meu în oraș și încercam să găsim o locație și ne-am tot chinuit cu engleza noastră stângace de atunci, de acum 20 și ceva de ani. Ne-am chinuit să întrebăm ceva și după aceea m-am întors spre fratele meu, am vorbit în limba română și vânzătorul de acolo zice, dar de ce nu vorbiți cu mine în limba română? Și vreau să spun că atunci, prima dată, mi-a vorbit Duhul lui Dumnezeu și am înțeles un verset, a fost în inima mea un verset din Romani unde spunea, cum vor crede dacă n-au propovăduitor? A fost primul cuvânt din partea lui Dumnezeu pe care l-am primit să merg acolo. Au trecut ani, m-am întors în România, m-am căsătorit, bineînțeles mi-am urmat viața și nu m-am mai gândit că ar trebui să mă întorc în Israel decât așa, era din când în când mă gândeam la lucrul ăsta, mă rugam și spuneam, Doamne, poate că trebuie să merg în Israel, a fost chemarea ta, nu știu, vorbeam cu soția mea este româncă, soția mea spunea, cum să mergem acolo, aici e familia mea, aici suntem, aici ne-am cunoscut, rămânem aici. Dar eu în inima mea am continuat să mă rog și mă rugam continuu dacă va fi voia Domnului și dacă acel cuvânt a fost din voia Domnului, de la Dumnezeu, să ajung acolo. Și după aproximativ 16 ani de când mi-a vorbit Dumnezeu prima dată, în 2006, țin minte că eram în Israel, mă duceam singur din nou să-mi vizitez familia, soția mea era în România și atunci la o familie, eram la masă, m-au întrebat oamenii aceia, de ce nu vii în Israel? Tu ești evreu? Scrie Scriptura că evreii trebuie să se întoarcă în Israel și atunci am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, oare Tu îmi vorbești din nou a doua oară? Și am stat și m-am dus în camera mea și am izbucnit în plâns și am stat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dacă Tu îmi vorbești, într-adevăr trebuie să fie de la Tine. Și am sunat-o pe soția mea în momentul respectiv. Soția mea acasă, am început să-i povestesc ce s-a întâmplat, soția mea îmi spune, știi ce? Astăzi am citit din Ieremia, unde spune că evreii trebuie să se întoarcă în țara lor și am hotărât să merg cu tine și am hotărât să-mi urmez soțul, deci putem să mergem în Israel. 16 ani. N-a fost o rugăciune continuă să zic zi de zi pentru întoarcere în Israel, dar din când în când mă rugam Domnului și spuneam, Doamne, știi că mi-ai vorbit, știu că mi-ai vorbit
Știu că așa ar trebui să fac, dacă e de la tine, fă să mergem. Deci după 16 ani Dumnezeu a vorbit soției mele, atunci a fost momentul hotărător când am hotărât să emigrăm în Israel. Aș vrea să vă întreb, a fost un proces simplu sau un proces complicat? A fost dificilă mutarea asta pentru dumneavoastră? Numai dacă te muți dintr-un oraș în altul și e dificil. Dar imaginați-vă puțin, aveam tot ce-mi trebuie la București. Eram păstor într-o biserică, plantasem biserica respectivă, aveam un serviciu, aveam apartamentul nostru, aveam două fete, cea mare avea 15 ani, atunci cea mică avea 13 ani. Și dintr-o dată am stat înaintea Domnului și am spus, Doamne, chiar trebuie să plec. Și n-a fost ușor deloc, nici pentru fetele mele, nici pentru mine și nici pentru soția mea. Dacă vreți să vă gândiți puțin, am luat-o de la zero. Ca și cum aș căsători acum sau ca și cum aș muta într-un oraș nou, fără nimic, fără prieteni, fără să cunoști limba. Iar pentru fetele mele a fost cel mai greu. Vreau să vă spun că din momentul când le-am anunțat că ne-am hotărât pentru că Dumnezeu ne-a vorbit și erau fete crescute în biserică, erau fete care se rugau, citeau Biblia. Cred că până la vârsta de 15 ani și 13 ani, fetele mele citiseră Biblia în întregime, până la vârsta asta. Și acum când le-am spus, fetele mele au zis, ce înseamnă asta? Zice, ne distrugeți viața, nu avem prieteni, nu cunoaștem limba, toți prietenii noștri sunt aici. Și vreau să vă spun că de atunci a început războiul în casa mea. Putem vorbi aici despre un act al credinței similar cu cel al lui Avram, când a trebuit să iasă din țara lui, din seminția lui. De data asta trebuia să te întorci în Israel. De fapt, trebuia să te întorci acasă. Exact. Într-un fel. Adi Tămaș e unul dintre prietenii noștri comuni, e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și mi-a spus despre lucrarea pe care o faci tu acolo. Ce ne poți spune despre asta? Deci, în momentul când am ajuns în Israel, am vrut să locuim într-un oraș unde să aibă o semnificație, un oraș unde să nu fim acolo pur și simplu numai ca și cetățeni, ci să facem ceva pentru Dumnezeu. Asta a fost ideea noastră, că de fapt chemarea pe care am primit-o a fost nu să emigrăm ca simpli cetățeni, ci să lucrăm pentru Dumnezeu. Și am ales orașul acesta, orașul Nazaret, Nazaretul de Sus, unde locuiesc astăzi, pentru că rudele mele locuiesc acolo de foarte mulți ani și pentru că am crezut că acolo este locul unde ne vrea Dumnezeu, pentru că e locul cu cea mai mare populație de români. Care e diferența între Nazaretul de Sus și Nazaretul de Jos? Nazaretul de Sus este oraș înființat aproximativ 70 de ani de către români, cum am spus mai devreme, și este mai sus, de aceea îi spune Nazaretul de Sus, iar Nazaretul de Jos este Nazaretul Domnului, este Nazaretul vechi de aproximativ 2150 de ani. Deci asta este diferența, unul este de jos, unul este de sus. Eu locuiesc în Nazaretul de Sus, dar lucrez în Nazaretul de Jos. Și ca să revenim la întrebarea pe care mi-ați spus-o, acolo am început să îl slujesc pe Dumnezeu într-o biserică, într-o adunare locală, unde m-am simțit implicat și unde am simțit că este locul meu. În momentul când am ajuns acolo, erau câțiva tineri care nu știau de ei, care nu aveau pe cineva să se ocupe de ei, n-aveau o oră de tineret, n-aveau întâlnire de tineret. Și pentru că aveam două fete care au fost războinice și, cum v-am spus mai devreme, deci am început războiul în casa mea, n-au vrut să meargă nici la comunitate deloc, am hotărât să slujim pe Domnul în cadrul acelei adunări împreună cu tinerii. Și Dumnezeu ne-a ajutat. Astăzi comunitatea respectivă are 30 de tineri față de, să zicem, 2-3 câți au fost acum 5 ani. Mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, iar fetele noastre sunt foarte active astăzi în comunitatea respectivă. Și acesta este numai harul lui Dumnezeu și numai credința pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră să continuăm această călătorie. După ce te muți într-un loc nou, ai nevoie de un loc de muncă. Cum v-ați găsit un loc de muncă acolo? Spuneați că lucrați în Nazaretul de Jos. Asta este un alt act al credinței. Adevărul e că atunci când am plecat din România, ca păstor nu prea poți să faci mare lucru în Israel și atunci a trebuit să-mi găsesc un loc de muncă. Și vreau să vă spun că 2 ani de zile am lucrat într-un supermarket unde
am vrut să fac bani pentru casă, n-aveam încotro. Însă, în momentul când am fost și am vizitat puțin locurile din prejurul casei, am găsit un muzeu. Am găsit un muzeu unde, care se numește Nazareth Village sau Muzeul Satului, unde am văzut anumite aspecte care mi-au plăcut enorm. Prima dată când am intrat în acel muzeu și am făcut tur împreună cu unul din ghizii de acolo, vreau să m-am îndrăgostit de locul respectiv. Și am simțit în inima mea că acesta este locul unde trebuie să lucrez. Și am stat și m-am rugat și mă duceam aproape săptămânal și întrebam, n-aveți un loc unde să muncesc? N-aveți un post de ghid în limba română? Primul răspuns a fost, n-avem români. Și atunci m-am dus săptămâna următoare, mi-am schimbat ideea și am spus, n-aveți nevoie de un ghid în limba engleză? La care răspunsul a fost, acum nu, dar o să te anunțăm. Mi-au luat numărul de telefon, într-adevăr, după două săptămâni m-au sunat, am început cursul de pregătire pentru a fi ghid în limba engleză și am început să lucrez numai când aveau nevoie. O dată pe săptămână, dar n-am fost mulțumit cu lucrul ăsta și atunci m-am rugat 2 ani. 2 ani m-am rugat pentru același lucru și am avut credința că Dumnezeu îmi va da locul acesta de muncă pentru că eram sigur că El mi-a vorbit și El m-a făcut să mă îndrăgostesc de acest loc de muncă. Și după 2 ani de zile am primit locul respectiv de muncă. Să fie, Domnul. Aș vrea să vă pun o altfel de întrebare acum. Imaginați-vă că ascultătorii noștri, un procent foarte mic dintre dânsii au avut posibilitatea să viziteze Israelul sau Nazaretul. Dacă ați putea să ne prezentați câteva dintre lucruri, lucrurile care au semnificație pentru dumneavoastră, prin ochii dumneavoastră pe care telespectatorii noștri le-ar putea auzi despre Nazaret, eventual, sau despre alte obiective din Israel. În ce fel credeți că ar putea fi întărită credința unuia care ar vizita Israelul? Eu cred că pentru un creștin, un lucru extraordinar ar fi să viziteze locul sfânt unde Mântuitorul a umblat și unde Mântuitorul și-a făcut lucrarea. Deci cred că vizita în Israel ar fi un lucru extraordinar pentru fiecare dintre oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu și îl iubesc pe Mântuitorul, ca credința lor să fie întărită. În Israel sunt locuri cum ar fi Grădina Mormântului, care atunci când mergi acolo e un loc extraordinar, unde simți prezența lui Dumnezeu, sau poate Zidul Plângerii, unde știi că acolo deasupra puțin a fost templul de la Ierusalim, templul construit de Solomon, care a fost și pe vremea Domnului. Sau Nazaret, ce să mai spunem despre Biserica Vestirii, unde s-a anunțat nașterea Mântuitorului de către Îngerul Gabriel. Și referitor la Nazaret, la Nazaret Village, locul unde lucrez eu, acolo ai parte de un tur de o oră și un sfert cu oameni îmbrăcați ca în primul secol, haine ca în primul secol, unde nu facem nimic altceva decât explicăm viața din primul secol. În momentul când pleci de acolo, pleci cu o experiență extraordinară, cu o credință întărită și cred că fiecare creștin ar trebui cel puțin o dată în viață să viziteze Israelul. Sunt sigur că o bună parte dintre ascultătorii noștri nu o să ajungă să facă această vizită și eu îmi doresc să o fac și încă n-am reușit să... Vă aștept! Da, îl invidiez pe domnul, pe prietenul nostru Adrian Tămaș, că a făcut-o deja, mi-a spus cât a fost de frumos. Dar ce le-ați putea spune? Poate, știu, da un reper sau două de acolo pentru credință celor care nu vor putea ajunge niciodată în Israel. Care sunt lucrurile care îi marchează pe vizitatorii care trec prin Israel? Cred că cel mai important lucru care îl marchează pe pelerinul din Israel este să calci la propriu pe urmele Mântuitorului. Să mergi pe pietrele pe care a mers el și numai să mergi pe pietrele pe care a mers el, că cel mai important lucru e nu să fii la propriu unde a fost el, ci să, în modul spiritual, să trăiești așa cum a trăit el. Dar lucrul acesta te marchează pentru totdeauna. Știi că acolo a călcat Mântuitorul. Știi că pe acolo a mers Mântuitorul. Știi că acolo femeia s-a atins de haina Mântuitorului și a fost vindecată. Exact în locul acesta. Deci acesta este unul dintre lucrurile extraordinare. Să vezi Ierusalimul, să vezi Nazaretul și să fii marcat pentru toată viața și să nu mai fii același om. Mai sunt încă câteva minute din emisiunea noastră și aș vrea să întorc discuția într-o altă direcție. Dumneavoastră sunteți un creștin mesianic. Poate că unii dintre cei ce ne privesc nu sunt foarte familiari cu conceptul sau cu ideea de creștin mesianic. Ce sunt? Cine sunt creștinii mesianici?
Adevărul e că e un termen foarte controversat și mulți ne numesc nu creștini, ci evrei mesianici. Okay. Acum, pentru noi, nu este o mare diferență, pentru că evreu mesianic înseamnă să fie evreu, dar să creze în Isus. Ceea ce nu mulți evrei au parte de lucrul acesta este numai rămășița, cum spune Roman capitolul 11, pentru moment. Dar evrei mesianici sau creștini mesianici pentru noi nu este nicio diferență. Deci suntem urmași al lui Isus, dar suntem evrei care credem încă în vechiul legământ și în tot ceea ce Dumnezeu a spus că este veșnic. Noi încă păstrăm, dar mântuirea este numai prin Mântuitorul, numai prin Isus Hristos, numai prin Yeshua HaMashiach. Deci asta ne definește pe noi ca evrei mesianici sau creștini mesianici. Cu alte cuvinte, aveți credința că mântuirea este oferită doar prin Iisus Hristos, doar prin har. Sigur. Cu toate că o parte din... Aici ne întâlnim practic cu conceptele la care făcea referire Pavel în Romani, în care trebuie să fim sensibili cu evreii pe de o parte și cu neamurile, cu grecii să fim greci, cu iudeii să fim iudei. Care ar fi un mesaj pe care ați vrea să îl adresați audienței noastre la finalul acestei emisiuni? Mai sunt câteva minute. Aș vrea ca fiecare telespectator să se gândească la viața lui personală. De exemplu, pentru mine, atunci când m-am hotărât să devin un evreu mesianic, nu a fost pentru că mi-a spus tata, nu a fost pentru că mi-a spus mama, nu a fost pentru că mi-a spus cineva, ci a fost pur și simplu pentru că eu m-am hotărât în inima mea să cercetez și să studiez. Cred că românilor de astăzi le lipsește studiu și cercetarea scripturilor. Vă îndemn, dar așa, în momentele acestea, să vă uitați și să studiați scriptura, pentru că este foarte, foarte importantă. Și nu gândiți și nu ascultați ce spune unul sau altul, ci pur și simplu luați de la un capăt la altul și studiați scriptura, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Și dacă vreți să fiți binecuvântați, cred că aveți nevoie de scriptură pentru fiecare dintre dumneavoastră. Iată deci, dragi telespectatori, pe cineva care a plecat din România în Israel, care trăiește și muncește acolo, s-a dus acolo ca să împlinească un cuvânt al lui Dumnezeu, să ducă vestea bună celor de acasă, celor din neamul lui Israel, și astăzi mărturisește prin locul de muncă pe care îl are, le spune tuturor despre Mântuitorul, despre Domnul Iisus Hristos. Vrem să vă mulțumim frumos pentru participarea dumneavoastră în emisiunea noastră și vrem să rămâneți cu gândul acesta. Nu uitați, pe paginile Sfintei Scripturi vă puteți întâlni cu Yeshua, cu Domnul Iisus Hristos, și credința dumneavoastră poate fi întărită, puteți fi zidiți, puteți fi luminați, puteți fi îndreptați de cuvântul pe care îl are Dumnezeu pentru dumneavoastră. Până la o nouă emisiune, vă dorim cele bune și Dumnezeu să vă însoțească în tot ce faceți, vocea credinței să se audă în fiecare zi în viețile dumneavoastră. Dumnezeu să vă însoțească!